Salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de FIFA 20, care era cu Universitatea Craiova. Din păcate începem acest episod cu o veste foarte proastă. Pigliacelli se rupe, 2 luni va sta pe bară, văd. La antrenamente s-a rupt, broken toe, și omul va lipsi 2 luni. Ceea ce e o problemă cam mare. Nu că mare, e o problemă foarte mare. Gravă chiar. L-avem pe Popescu totuși, dar... Puii mei, știi ce zic? Bă, vere, dar cum bă fi Pigliacelli? Și-a revenit vătăjelul, asta e bine. E bine că și-a revenit vătăjelul. Mamă, bă, dar totuși e nașpa. Bun, Simon l-am aici, asta e echipa cu care ne jucăm cu Botoșani și trebuie să-i batem neapărat, adică zic și eu. Ai cu un 2-0, zic că ar fi bine, 2-1, e bine. Marchează Martis și Mihăilă și Andrei Ivan ia roșu. Bă, vezi? De asta trebuie să ai nevoie de lot mare. I need to play more often, ok. Bun, o să te băgăm, o să băgăm și pe Chelici. Trebuie să mai facem două echipe, hai că team sheets, o să mai import. Și pe Markovic. Oricum pe Țucudean și pe Koljić și schimbăm așa între ei. Dacă știi ce zic. Cu Astra, oricum jucăm cu cea mai bună echipă, trebuie să jucăm neapărat cu cea mai bună echipă. International Management Offer de la Irlanda de Nord, iar de la Irlanda de Nord. Nu vreau, bă, ce caut la Irlanda de Nord, acum pe bune. Dar de date. Bun, și avem aici cu Astra, o să-l jucăm. Suntem, cum ești mai puțin, avem 38 de puncte. Ne-a trecut viitorul, deci trebuie să câștigăm neapărat. Ajungem la 41 de puncte, o să fim la 5 puncte de CFR și 10 puncte de Steaua, bă, băiatule, da. N-are Steaua nicio frângere, cred că nu? N-are, bă, câștigă Steaua la meciul, mâncați așa ochii tăi. Bun, bă, și cred, s-ar putea, cred, pentru orice eventualitate să mai iau încă un portar de rezervă, ar fi bine, știi ce zic? Că poate, Doamne ferește, bat în lemn aici, așa frumos, se rupe și Popescu, nu mai avem portare, ești nebun la cap. Hai, jucăm la Astra. În deplasare, pe zăpadă, primul meci pe zăpadă în Liga 1. Bă, dar seamănă stadionul ăsta, chiar seamănă bine cu stadionul Astrei. Bine rău, meci destul de greu, sincer. Cu aveam acolo cu Budescu, cu Alibec. Dar vă zic că nu jucam Alibec. O fi rezervă probabil sau poate l-o fi vândut, crepulia ăsta. Beg, are echipa Astra, are echipa destul de bunicică. Nu m-am uitat, sincer, n-am uitat să văd pe ce loc sunt în campionat. Bicianu, centrare acolo, Bălașa, foarte bine recuperează. Camer Ceaca pentru Nicușor Bancu. Frumos aici, la Cicâldău, bun acolo de blingul pentru Ongenda. Hai bă, Ongenda. Bun aici, călcâi frumos la Camer Ceaca. Ceaca. Către Mihăilă, Mihăilă pentru Ceaca, Ceaca la Koljić, Koljić, Elvir Koljić, deschide scorul, minutul 8, bine mă, 1-0 împotriva Astrei, golgheterul nostru marchează încă o dată, cred că e al 8-lea sau al 9-lea gol, dacă nu mă înșel. Nu m-am așteptat sincer să ajungă pasa asta, l-a venit acolo, a luat mingea Tama, cred că era ăla, dar... A revenit Koljić și a marcat ușor. L-a învins pe portarul celor de la Astra. Cu al câtelea gol, al 9-lea său gol în Liga 1. Koljić. Cred că și Țucudean cam are cam la fel. Adică avem doi jucători de atacanți foarte buni. Odată și odată cred că o să încerc să bag acolo o posibilitate. Aș încerca să joc cu amândoi chiar. În primul turn să joc acolo în 4-4-2, însă parcă nici nu aș merge chiar atât de ofensiv, știi ce zic? Bine, cu echipele ăștia mai slabe, să zicem, cred că puteam să fac Chestia asta apără Popescu, o prima intervenție lui Popescu. Slabă pasa, dar recuperează Martici. Bărbuț, frumos, Ongenda pentru Koljić, el vine Koljić, 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 maică! Ce ratare, bă, trebuie dublă. Mă enervează săpada asta, sincer, un pic. Că e, bă, da, îmi place că e și minge albă. Cine joacă cu minge albă pe zăpadă? Credeam că o dă jocul să nu fie albă. Trebuie să o schimb și eu, naiba acum. Beg, francezule, stai, bă. Ia uite, bă, trecut de bani, că ești nebun la cap. Bă, bă, ușor, beg, beg, stai așa, putol. Bravo, bravo. Foarte bună centrare, n-am cuvinte să spun, extraordinară. Înapoi, bună, aici nu prea, eu ce nu voiam să dau înapoi, dar se mai întâmplă. Ceaca din nou la Ongenda. Hevin, Ongenda. Ongenda pentru Ceaca. Gol! 2-0. Ceaca cu un asist și un gol, omul meciului până acum, Ceaca, care e într-o formă foarte bună la noi. Foarte bun pasa asta și foarte bun și șutul. Ceaca cred că cu primul său gol, dacă mă înșel, aici, cu al doilea său gol în Liga 1. Deci are 3 goluri până la urmă, că am mai dat și cu Stockholm, când ne-a adus victoria atunci. Mai găsim-o bine minte. Tamaș la Enache, ăștia mai cu bătrânii văd, joacă cei de la Astra. Ongenda. Bun, aici Ongenda pentru Cicâldău. Cicâldău bine înapoi la Ongenda. Frumos la Koljić. Koljić, continuă Koljić. Koljić, Elvir Koljić. Apără Chitanov. Bun, bă, apără bine portarul ăsta totuși. Dăugăm aici o centrare tot pe Koljić și ar merge. Ah, aproape. Aproape, beg. Martici pentru Ongenda. Ongenda. Haide aici pe Ongenda, bine aici pentru Bărbuț. Cristi Bărbuț. Bărbuț cu viteza sa mirifică. Bărbuț în careu. Bărbuț, 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 Koljić. Nu cred, nu fu gol ăsta. Respins acolo Enache, îl schimbăm și pe Ongenda, îl băgăm și pe Ivanov să mai prindă toți minute acolo, ar fi frumos. Facem și noi aici o schemă dacă e ceva. Bun, hai să vedem dacă merge schema. N-a mers schema. Corner. Apoi dăm aici pentru Koljić. Nu cred. Nu cred, tu ciosici, mătii. Nu cred ce gol era ăsta. Fiți atenți și voi că ăsta era gol. Nu cred, deci mie nu vine să cred că s-a lovit de ciosici. Nu cred, bă, băiatule. Bă, nu cred. Bă, 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 bă. Putea să fie golul. Nu, bă, n-ai cum. Intră Alibec. Bă, acu se bagă, bă, Alibec. Nu scot pe Popescu. Apără Popescu, bine, bă, băiatule. Bravo, bă, cred că fost oricum, dar bine. Bine, bă, Popescule. Foarte bună intervenția. Ciosici, înapoi aici la Ivanov, Bancu. Oh. Era bine dacă ieșea. Vedem pe Bărbuț, continuă frumos, Cristi Bărbuț. Bărbuț, frumos, Bărbuț pentru Ceaca. Ceaca cu dubla, ca merg Ceaca, bine, bă. Bine, 3-0 împotriva Astrei. Bărbuț, fază însă excepțională făcută de Bărbuț acolo, motoreta noastră. Ceaca, un șut în vinclu, omul meciului până acum, 2 goluri și un asist. N-ai ce spune, într-o formă foarte bună Ceaca. Pua, la vinclu ești nebun. Cu al treilea său golul Liga 1. Moruțan pentru Bărbuț. Își aplică viteza Cristi Bărbuț. Centrează Bărbuț. Însă nu vine mingea la Țucudean. Din păcate. Foarte bine aici se apără Martici. Imperial. Și 3-0. Batem pe Astra. O nouă victorie. Foarte bine ne surcăm. Bun, și acum meciul cu Ajax Stockholm. Simulăm desigur că nu prea mă interesează. Pe primul loc în grupă. Ce vrei mai mult? Pe bune eu zic. Meiți acasă cu Stockholm și... ne bat cu 3-0. Pe bune? Cu 3-0. Atât de mult a contat că n-am jucat. Ok. Just is I have with the amount of football you give me. But I expect more from you, boss, unless I get selected in your final considering my future here. What? Ce ai, mă, genere? Am picat cu Manchester United. Mama mea, am picat cu Manchester United. Hai că trecem noi de următorul tur dacă e ceva. Forță rău. Pe bune zic. Aoleo. Cu Manchester. Johnule. A, e, se mai întâmplă. Jucăm și noi cu Țucudean. Markovic, de ce ești, bă, supărat, bă? Chelici, îl băgăm și pe locul lui Ciosici, că nu prea mi-a plăcut sincer cum a jucat. Moruțan îl lăsăm pe bancă, Vătăjelul... Mergem la Sfântul Gheorghe să jucăm această manșă, să-i batem neapărat, că n-or trebuie, că da. Viitorul e peste noi în clasament la un punct, bine are, cred că are 2 meciuri față de noi în plus, dar nu asta contează. Nu înțeleg eu de ce avem noi 2 meciuri mai puțin decât celelalte echipe, dar lasă asta. Cicâldău greșește pasa, ca de obicei. Eu acum sincer vă spun, în perioada asta de transferul la iarnă, dacă primesc o ofertă de 6 milioane, ai 7, bună pe Cicâldău, eu o să îl dau, pentru că nu mi-a plăcut deloc cum a jucat. Și chiar nu mi-a plăcut, că n-are nicio... Bun, Ongenda! Țucudean! Țucudean pentru Ongenda! Ongenda! Oh, oh, ocazie imensă lui Ongenda! Ivan pentru Cristi Bărbuț, Bărbuț, continuă Bărbuț, Bărbuț, viteză de zeu, Bărbuț, Cristi Bărbuț, 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 șut în blocaj, lăsăm acolo să fie corner. Țucudean, pasă bună la Bancu, Bancu, continuă bine Nicușor, Bancu, se duce bine Bancu. Ai aici Bancule, pasă bună la Mihăilă, Mihăilă în care Mihăilă trece frumos, însă... După aceea nu mai apucă să șuteze, din păcate. Sali ăsta, mamă, are ăsta o viteză, mâncați suchită, iar ăsta o viteză de nerupe. Are ăsta o viteză de nerupe. Aoleo, nu veni nici încoace, unde te duci? Hai că s-a îngropat singur. Bine, Chelici aici, Bancu. Frumos la Mihăilă. Mihăilă, bine aici, hai că Mihăilă are... Are viteză, dar nu e puternic, din păcate. Nu e puternic Mihăilă, din păcate. Hervin, Ongenda, Ongenda pentru Bărbuț, Bărbuț, își aplică schema, Bărbuț, continuă Bărbuț, Bărbuț, pasea la Țucudean și fu offside, nu? Ah. Koljić, bine aici la Bărbuț, Cristi Bărbuț. Pentru Cicâldău, Cicâldău, pasă bună la Mihăilă în care o Mihăilă, trecea frumos acolo Mihăilă, Mihăilă, șutează Mihăilă, ah! Koljić ajunge acolo în fața lui Ștefan, însă degajează Ștefan, problemă, și minge la noi Koljić pentru Bărbuț. Nu știu ce trebuie să fac aici, să conteze că e tot la noi mingea. Ionită, Martici pentru Ceaca, Camer Ceaca, continuă bine Ceaca, pentru Koljić, cred că e penalti. E penalti? Sau e roșu? Măcar roșu să fie. E roșu, bine, faul dur și nu e penalti. Nu e penalti, nu cred, bate Koljić. Pot să văd cum se bată. Cum să bat eu pe asta? Hai Koljić, te leg eu. Koljić! Slab. Băi, e greu de bătut penaltiurile ăștia. E bine, iar Bancule. Aoleu, Bancule, te-ai făcut căcat ala. Bine, bravo, bă, ce... Aoleu, nu, 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 așa, nu, așa, nu, așa, nu, așa. Du-te gulă, veci, oameni, ești prost. Nu cred asta, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred asta. Nu cred. Haide, hai, Bărbuț. Hai, mă, nu fu faul ăsta, mâncați-aș gura aia ta. Mă enervez aici, fac ca naiba. Oi, hai, hai, hai. Că ăștia sunt... Da, sunt și eu prost că mă grăbesc. Nu cred că am pierdut meciul ăsta, nu cred. Nu cred, bă, bă, dă-te-mi spana cu mătii de joc. Dă-te-mi puii mei de joc, că cam aș pe el. Hați joc aici, închidem, pare rău, că pentru regiul ăsta, nu știu, nici nu știu dacă... Mama... Vă salut, pa!